Bine ați venit la o altă lecție CSS. În această lecție vom vorbi despre atributul ID. Am mai avut de-a face cu el în trecut, dar nu l-am folosit împreună cu CSS. Atributul ID. Haideți să deschidem style sheet CSS. Da? Și să redenumim paragraful 2 și paragraful 3. Deci, paragraful 2 și paragraful 3. Asta e font size 25. Un moment. Color purple. Deci scăpăm de paragraful 2, îl lăsăm numai pe paragraful 3. Dar îl redenumim. Îl facem să fie paragraf 2. Pardon. P punct paragraf. Și acum salvăm și ne ducem la paragraful 2 și paragraful 3 din index.html. Deci, paragraful 3 se va numi paragraf în clasă și paragraful 2 se va numi tot paragraf. Așa, când îi dăm refresh, vor deveni astfel. Iar pe paragraful 4, aici începe chestia cu atributul ID. Haideți să le denumim astfel, să îi scoatem clasa și diezul acesta înseamnă ID, îl trimite aici. Diez pe 4, da? Și haideți să zicem și homepage. Ca să știm că acest atribut ID cu diez face parte numai pentru pagina noastră principală acasă. Aceasta este diferența dintre atributul class și atributul ID. Când vei vedea acest diez, îți vei da seama că este un cod unic, individual, particular, da, doar pentru acest paragraf 4. Și am scris și homepage ca să știu că este doar pentru pagina principală acasă. Și haideți să redenumim și home P1. Tot așa, să zicem homepage P1. Unde ești? Diez P1 home page. Și ne ducem aici și îi în index.html și ștergem clasa de la P1 și îi punem ID egal ghilimele P1. Este atât de simplu. Și am uitat de homepage. Home page. Și mai e ăsta care este pe. Deci n-am schimbat absolut nimic, doar că le-am redenumit, le-am pus speciale numai și numai pentru această pagină, ca să știu că este numai pentru această pagină și numai pentru paragraful 1 și paragraful 4. Și cam asta a fost și cu atributul ID.